Aș dori să salut prezența astăzi la București a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denis Shmyhal. Mă bucur să ne vedem la scurt timp după convorbirea telefonică pe care am avut-o imediat după preluarea mandatului de prim-ministru al României. Așa cum am transmis și atunci, i-am spus și astăzi domnului prim-ministru că eu și guvernul pe care îl conduc vom continua să acordăm sprijin deplin și consistent pentru Ucraina. Suntem uniți împotriva agresiunii militare a Federației Ruse și actelor de barbarie și lașitate îndreptate împotriva poporului ucrainian. Pierderea de vieți nevinovate în acest conflict fără sens trebuie să înceteze. Exprim încă o dată sprijinul total pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie până la victoria Ucrainei și restaurarea integrității teritoriale a acesteia, dar și mai departe în procesul de reconstrucție a țării. Traversăm împreună o perioadă extrem de complicată, cu provocări fără precedent pentru securitatea continentului nostru și a lumii întregi. Trebuie să rămânem însă fermi pentru această luptă. Este, de fapt, și pentru protejarea modului nostru de viață și a valorilor noastre fundamentale legate de democrație și libertate. Și mă bucur că poporul român a înțeles din prima clipă aceste lucruri și a dat dovadă de solidaritate incredibilă cu Ucraina și poporul ucrainian. Trebuie să apărăm dreptul Ucrainei de a decide în mod suveran asupra viitorului său, pentru că o Ucraina independentă, suverană, democratică, liberă, prosperă, este în interesul strategic al României. Revenind la discuția de astăzi, am avut un schimb extins de opinii cu privire la evoluțiile recente ale războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă, precum și privind provocările cărora trebuie să le facă față în prezent Ucraina. Primul ministru Shmyhal a făcut o prezentare extinsă a implicațiilor deciziei unilaterale a Federației Ruse de retragere din inițiativa privind cerealele la Marea Neagră, asupra securității alimentare globale, precum și asupra economiei Ucrainei. L-am asigurat că România se va implica în continuare, la fel ca și până acum, în facilitarea exporturilor de cereale ucrainiene către piețele internaționale. Prin România sperăm să tranziteze peste 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Am subliniat importanța colaborării dintre țările noastre, precum și cu partenerii noștri internaționali. Am salutat rezultatele discuțiilor de vinerea trecută de la Galați între miniștrii responsabili de transporturi și infrastructură din România și Ucraina. Așa cum se cunoaște, la discuții au participat și oficiali americani, respectiv din partea Comisiei Europene. De asemenea, a luat parte și ministrul de resort din Republica Moldova. Am stabilit împreună o țintă ambițioasă, dublarea în perioada următoare a volumului tranzitului de cereale ucrainian prin România, de la 2 milioane de tone pe lună acum la 4 milioane de tone. În acest sens, ne vom concentra eforturile spre dezvoltarea capacităților și coridorilor deja existente, în primul rând a canalului Sulina și a portului Constanța. Am reconfirmat astăzi cu domnul prim-ministru aceste obiective și această abordare. Am semnat astăzi,
împreună cu domnia sa, o declarație politică privind întărirea cooperării bilaterale și asigurarea tranzitului iabil al mărfurilor din Ucraina. De asemenea, am făcut și o trecere în revistă a proiectelor pe care le avem în lucru pentru creșterea traficului maritim, fluvial, feroviar, rutier, precum și la punctele de trecere a frontierei. România a făcut eforturi substanțiale, inclusiv prin alocarea de resurse bugetare naționale pentru extinderea capacității de preluare, tranzit și expediere pe toate aceste componente. Rezultatele acestor eforturi pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere se văd deja. Avem majorări ale tranzitului de 200% la unele din principalele puncte de tranzit, respectiv 500% în portul Constanța Sud. Am subliniat însă foarte clar că măsurile pe care le adoptăm la nivel național, precum și cele la nivel european, vor avea în vedere în egală măsură nevoia sprijinirii Ucrainei, dar și așteptările și preocupările legitime ale producătorilor și fermierilor români. Protejarea pieței interne românești și a fermierilor români este unul din obiectivele majore ale acestui guvern și mă voi asigura că lucrurile vor merge în direcția corectă. Aceste lucruri și aceste obiective nu se suprapun. Dincolo de aceste lucruri, astăzi au fost semnate alte documente importante. Acordul privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, precum și acordul privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei la Sighetul Marmației, Bila Secba. Sunt dovezi ale extinderii cooperării între România și Ucraina, în beneficiu cetățenilor ambelor țări. În ceea ce privește subiectul drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, am readus în atenția domnului prim-ministru preocupările legitime ale României în acest domeniu. Am reamintit poziția fermă a României pe acest subiect. Am arătat că așteptăm deschidere și implicarea din partea autorităților ucrainiene, așa cum este normal, între două state legate printr-o solidaritate atât de puternică. Solicitările noastre sunt firești și responsabile. Dorim pentru românii din Ucraina exact aceleași drepturi și libertăți de care se bucură persoanele aparținând minorității ucrainiene din România. Contez pe implicarea domnului prim-ministru, astfel încât mesajul nostru să ajungă la toate nivelurile administrației ucrainiene. Referitor la problema așa numitei limbi moldovenești, am reluat solicitarea mai veche a părții române ca autoritățile ucrainiene să recunoască inexistența acesteia și să adopte toate măsurile legale și administrative în consecință. Am reamintit că Republica Moldova a adoptat recent un act normativ prin care recunoaște limba oficială ca limba română. Am discutat și situația regională. Am făcut o inventariere a implicațiilor de securitate pentru Republica Moldova în condițiile provocării lor Federației Ruse în regiunea Mării Negre. Am reiterat faptul că locul firesc a Republicii Moldova și Ucrainei este în familia europeană. România susține puternic o decizie politică până la finele acestui an pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu ambele state. De asemenea, am salutat rezultatele summitului NATO de la Vilnius, care au facilitat aprofundarea colaborării practice dintre Ucraina și NATO. În final, aș dori să vă spun, domnule prim-ministru, dragă Denis, să continuați să luptați ca și până acum. Aveți în spate aliați puternici, Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană și vecini precum România, pe care vă puteți baza întotdeauna la greu. Nu aveți niciun motiv să dați vreun pas înapoi și sunt convins că la final, depășind acest moment întunecat al istoriei, veți reuși să vă construiți un viitor mai sigur și vă prosper. Vă mulțumesc!
Вельмишановний пане прем'єр-міністре. Домнуле прем'єр-міністру. Домнилор чи домнилор. Mă bucur pentru invitația domnului Marcel Ciolacu de a fi aici astăzi în România, în cercul de prieteni și parteneri. În primul rând, vreau să mulțumesc personal domnului prim-ministru și guvernului de coaliție din a României și întregului popor pentru susținerea totală și multilaterală în cadrul acestui război a Federației Ruse. Mulțumim pentru poziția foarte clară de condamnare a agresiunii ruse și terorismul rusesc și a tuturor infracțiunilor comise de Rusie. Mulțumim pentru susținerea sancțiunilor împotriva agresorului. Vă mulțumim pentru susținerea formulei păcii a președintelui Volodymyr Zelensky și pentru acordul de a instrui piloții ucraineni și de a crea pe teritoriul României unui centru special. De asemenea, în România sunt instruiți și alți militari ucraineni și mulțumim pentru aceasta. Apreciem foarte mult poziția constructivă a României în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainene și, bineînțeles, mulțumim pentru primirea călduroasă a celor peste 125.000 de ucraineni care s-au refugiat în România din calea războiului. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor prieteni, pentru mine este foarte important, a fost important să vizitez personal România, țara care încă din primele zile ale războiului ne-a întins o mână de ajutor. Cursul strategic al Ucrainei de integrare în UE și NATO rămâne neschimbat. Mulțumim partenerilor români pentru susținere pe această cale. Sperăm că România va susține adoptarea deciziei de începere a negocierilor de preaderare a Ucrainei în Uniunea Europeană, despre care a vorbit domnul prim-ministru. De asemenea, așteptăm participarea activă a oamenilor de afaceri din România în refacerea Ucrainei. Suntem convinși că vom găsi proiecte reciproc avantajoase. Împreună cu domnul Marcel Ciolacu, astăzi am avut discuții constructive care vor consolida relațiile dintre România și Ucraina în toate direcțiile a parteneriatului nostru. Astăzi, guvernele României și Ucrainei au semnat o declarație de asigurare a tranzitului mărfurilor ucrainene. Am discutat despre perfecționarea infrastructurii de transport distrusă de Rusie. Vom dezvolta infrastructura de frontieră, drumuri, căi ferate, vom extinde punctele de trecere a frontierei și vom construi altele noi. Vom simplifica controlul de frontieră în punctele de trecere a frontierei și unde este posibil vom avea un control comun pentru simplificarea a transportului, tranzitului de mărfuri. Vom facilita transportul de producție ucraineană în porturile ucrainene românești. Vom consolida colaborarea în regiunea Dunării prin folosirea infrastructurii portuare actuale, precum și prin investiții în dezvoltarea acestei infrastructuri. În prezent, România pentru Ucraina ocupă locul 3 în ce privește facilitarea tranzitului din Ucraina. Este o bază solidă pentru dezvoltarea potențialului comun. Am discutat aceste lucruri în detaliu astăzi. Astăzi am făcut un schimb de note privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei între Bila Țercva și Sighetul Marmației. Va funcționa 24 de ore pe zi pentru transport marfă și pasageri. Am semnat un acord de recunoaștere reciprocă a actelor de educație. Ne va permite cetățenilor celor două state să lucreze pe teritoriul statului vecin. Este un document extrem de important. Domnule prim-ministru, draga Marcel, vreau încă o dată să mulțumesc pentru invitația de a vizita România, pentru această primire călduroasă.
pentru negocierile foarte consistente și pentru rezultatele obținute. Sunt convins că în viitorul apropiat înțelegerile noastre vor avea consecințe pozitive și practice. Sunt convins că împreună vom reface pacea și securitatea, vom reface Ucraina și vom dezvolta relațiile noastre pentru binele popoarelor ucrainean și român în Europa Unită. Vă mulțumesc pentru atenție. Героям слава. Героям слава. Thank you.